Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul său vom continua călătoria noastră frumoasă și binecuvântată în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să spunem același lucru despre alți oameni care trec prin mari suferințe și încercări, chiar acum când noi, noi ne bucurăm de acest Cuvânt al lui Dumnezeu, dar acest Cuvânt nu este lipsit de putere în indiferent ce situație. El are atât puterea de a păzi un om de înălțare, de îngânfare și de uh, situații de nedorit în viața lui, cât și de a-l păzi în încercare de descurajare, de disperare sau de cădere. În necredință și în ateism sau în vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Aceasta e puterea acestui cuvânt. Mântuitorul ne-a spus aceasta. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Și din aceste cuvinte învățăm noi cu aceste ocazii. Eu spunea în mijlocul încercării lui că are o singură mângâiere, iar a rămas o singură mângâiere. Care este? mângâierea ta iov, adică a, a pierdut absolut tot ce era, care este mângâierea ta în mijlocul încercării acesteia grozave prin care treci. Mângâierea mea este că am fost credincios și cugetul meu, spune el, nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Aceasta este mângâierea? Da. Mică și slabă și tu însuți vei renunța la ea complet foarte curând. Trebuie să fie o altă mângâiere. Trebuie să fie o mângâiere de, de proporții e, egale cu încercarea aceasta. De aceea vom urmări două lucruri în cartea lui Iov, în capitolul 1. La versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a, Domnul a pus un hotar răului în ce privește spațiul, până unde cât este afectat de rău. Ați observat că în momentul în care doctorul operează, ia toată zona aceea care este afectată sau bolnavă, o scoate și declară pe un om liber de suferința aceasta. Și este, găsim în Cartea lui Iov, aici, în versetul 12, că Dumnezeu îi spune răului vi până aici, adică atât, ca suprafață sau ca spațiu, sau cantitativ, atât. Aceasta este o mângâiere pe suflet, pentru sufletul nostru, fiindcă nu suntem la voia elementelor. Nu vine absolut nimic peste ființa noastră. Pentru care, numărul unu, Dumnezeu să nu ne fi pregătit pe noi, să nu ne fi dat putere ca să fim la înălțimea în, încercării noastre, echipați pentru a face față unei astfel de situații despre care uh, cineva care privește din exterior spune, eu dacă aș fi trecut pe aici, uh, n-aș fi supraviețuit. Cred că da, dar cel ce trece pe aici este însoțit de Dumnezeu și, spune Scriptura, a pregătit calea de ieșire din ea. Nu va ajuns nicio încercare peste puterile voastre, dar eu sunt slab, știu, dar nu peste puterile care ți le-a dat Dumnezeu ca să faci față încercării acesteia pe de-o parte. Și al doilea, a doua făgăduință a cuvântului lui Dumnezeu este că totdeauna El a pregătit o cale de ieșire. Sigur că o să fim ispitiți, cum spunea cineva zilele trecute: Drumul Credinței e frumos, dar are prea multe parcări în toate părțile. S să ești ispitit să ieși de pe drumul acesta, să parchezi, este o ispită pentru sufletul nostru. Există o ieșire din încercare, totdeauna, la Dumnezeu. Există o ieșire din încercare acolo unde omenește este absolut imposibil. Și Mântuitorul nostru a spus. La oameni este cu neputință așa ceva, la Dumnezeu este cu putință. Da, este adevărat lucrul acesta, dar eu trebuie să am întotdeauna în fața lui Dumnezeu această rugăciune și această dispoziție sufletească. Nu mă lăsa să ies pe nicio ușă pe care n-ai deschis-o tu în fața mea, Doamne. A pregătit. Ieșirea din încercarea aceasta, biruința, rezolvarea problemei acesteia este una cea pregătită de Dumnezeu și este alta cea pregătită de diavol sau de rău. Am observat lucrul acesta în ceea ce se numește ispitirea Domnului nostru Isus Hristos. Trebuie să repet și să spun în paranteză că El nu a fost ispitit de niciuna din mărfurile care au fost oferite cu ocazia acestei ispitiri. Lui nu i-a salivat, el nu a salivat și nici nu a lăcrimat, nici nu s-a uitat, nici nu a poftit, nici nu a dorit vreuna din mărfurile care au fost oferite. Dovadă pentru lucrul acesta avem cuvintele lui, prin care a spus așa, vine stăpânitorul veacului acestuia și a lumii acestea, dar în mine nu găsește nimic. Dacă acolo unde s-a petrecut ispitirea Domnului nostru Isus Hristos, dacă El ar fi consimțit o clipă sau prin vreo înclinație de un fel sau altul, dacă ar fi simțit atracția aceea despre care vorbește Iacov: că ispita este când te atrage uh, por, propria poftă, uh, El n-ar mai fi putut niciodată să spună cuvintele în mine, nu are nimic. Ba da, are un episod. Anume în mine. Chiar acum, aici, în Statele Unite, este în fierbere grozavă un episod dintre cele mai întunecate ale credinței creștine. O congregație, de fapt, este un ciorchine de congregație cu peste 100.000 de membri. Află cu stupoare, le îngheață sufletul ei că pastorul lor a comis o cumplită crimă împotriva unui copil de 12 ani, în urmă cu mulți ani, cu 20 de ani. Dar acesta este omul care a stat la conducerea acestei uriașe lucrări, purtând cu el așa ceva. Acum, când a venit ziua aceea despre care a vorbit Moise, se zice: păcatul vostru vă va ajunge, voi fugiți de el, îl acoperiți, îl faceți într-un fel, dar el, el nu stă pe loc. El merge. Și într-o zi vă va ajunge. Și așa l a ajuns din urmă păcatul acesta pe acest uh, om uh, prețuit și uh, respectat de o așa largă mulțime. A fost în. în în Consiliul Președintelui Statelor Unite ale Americii, și ca în dreptul lui să vină așa ceva. El n-a putut spune cuvintele lui Isus, nici noi, nimeni dintre noi n-am putea spune cuvintele acestea, în mine nu găsește nimic. În el s-a găsit ceva, a venit din urmă și l-a ajuns în situația aceasta. Dar în Mântuitorul nostru. Uh, nu s-a găsit nimic care să aparțină diavolului sau vreun răspuns, vreo înclinație, vreo reacție. În mine el nu găsește nimic. Iubiții mei, aceasta este o mare bucurie. Avem un Mântuitor, uh, nu avem un mare preot care să nu aibă milă de noi în slăbiciunea și neputința noastră. Nu, departe de el, așa ceva. Dar avem un mare preot sfânt. Nu avem pe cineva care să fie întinat în vreun fel sau altul de păcat, ci avem pe cineva care ne cheamă și ne face părtași cele mai înalte sfințenii care poate fi vreodată imaginată de întregul univers al lui Dumnezeu. Pentru că sfințenia lui bunătatea lui, curăția lui, dragostea lui n-au sunat doar aici în lumea noastră, ci au reverberat așa cum scrie Scriptura. Îngerii doresc să privească, lumile vor să vadă frumusețea lui. Și acest lucru este o mare încurajare pentru sufletul nostru. Mergem aici în cartea lui Iov, la capitolul 1 și observăm aceste două lucruri. În primul rând, încercarea trebuie să ajungă la o anumită proporție. Nu se trece peste așa ceva. Împreună cu încercarea, Dumnezeu a pregătit calea de ieșire. Doi, nu se întâmplă nimic acolo fără cunoștința lui Dumnezeu. Ce, prin ce trec eu acum și ce simt eu acum, simte însuși Dumnezeu, mie mi-ați făcut lucrul acesta. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect, după ce răul distruge toată economia și toată viața lui Iov și copiii, în mod special aici. Am avut de curând o prezentare numită Suferințele Doamnei Iov. Niciodată, sau poate prea puțin, am luat în considerare prin ce a trecut această mamă. Este înțelept și prudent din partea noastră să vorbim cu atenție în dreptul numelui ei, având în vedere lucrurile cărora a trebuit să le facă față. Dar în același timp, învățăm ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a lăsat pentru învățătura noastră aici, din căderile și din, din situațiile prin care a trecut un om. Satana a răspuns piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Așa este. El spune aceasta din experiența pe care... A avut-o. El nu a dat pentru viața lui tot ce a avut, adică pe Dumnezeu, și el a dat pentru pofta lui. Este cu totul altceva. Dar, în anumite situații, ca să-și scape viața, un om a încercat undeva să se despartă de Dumnezeu, să nege pe Dumnezeu, să-l să tăgăduiască. Omul dă tot ce are pentru pielea lui. Ce are La ce se referea aici? Se referea la faptul că el a fost credincios lui Dumnezeu. Și uh, răul spune, în momentul în care unui om credincios îi este amenințată viața, nu mai ține cont nici de Dumnezeu, nici de nepregătire, de nimic, încearcă să-și scape viața. Iubiții mei, lucrul acesta trebuie să ne uh, pună pe noi pe gânduri puțin. Întrebarea nu este dacă vreau să-mi scap viața sau nu, este în instinctul meu, este în ființa mea, ci întrebarea mea este cine este viața mea, ce este viața mea, cum aș putea să dau definiția vieții mele. Scriptura ne spune, dă definiția celui mai înalt nivel de viață care poate fi vreodată imaginat. Când se va arăta Hristos, viața voastră. Păi dacă viața noastră este Hristos cum poate cineva să piardă pe Hristos încercând să-și scape viața? Nu, el, Hristos e viața, viața în sine. De aceea, în momentul în care încercarea aceasta vine și viața însă și este în balanță, atunci un om are o imagine clară asupra adevărului despre Dumnezeu în viața lui. Și cineva spune că nu știi ce crezi despre Dumnezeu până când tot ce ți-a rămas este Dumnezeu. Păi da, dacă ți-a rămas Dumnezeu, ți-a rămas tot. Ce, ce altceva? El nu poate fi pus în rândul lucrurilor pe care le avem, sau, ci El este viața noastră. De aceea, în a doua fază a încercării acesteia cumplite, în care răul se atinge de oasele și de carnea lui, Uh, suferințele sunt peste măsură de mari, uh, sunt descrise în cuvinte tulburătoare. Corpul mi se acopere cu o coajă pământoasă, viermi se ridică în rănile mele, miroase groaznic, stă pe o grămadă de cenușă, se scarpine cu un ciob. Uh, cine vede așa ceva, uh, o suferință de felul acesta. Nu are întrebări asupra uh, ființei acesteia, ci se ridică mai sus întrebarea ce fel de Dumnezeu este acela în care crede omul acesta. Iată ce fel de Dumnezeu, când uh, doamna Iov a venit și a spus, zice, aici este capătul tuturor lucrurilor. Nu se mai poate merge. Credința ei se oprește în locul acesta, se oprește timpul, se oprește totul în locul acesta. Și ea îi spune uh, blestem, adică blamează pe Dumnezeu, uh, acuză-L pe Dumnezeu, aruncă asupra Lui aceste lucruri și mori, uh, uh, spune ea. Iar eu spune, nu, eu nu mă voi sinucide prin blamarea Lui Dumnezeu, din potrivă, a zis el. Dacă mi se va nimici carnea, dacă mi se va nimici trupul, dacă nu va rămâne Duh în mine, Indiferent ce se va întâmpla, spune el, credința mea va merge împreună cu mine și mă voi coborâ în mormânt cu credința mea. Niciodată nu voi întoarce spatele lui Dumnezeu, niciodată nu mă voi lepăda de el, niciodată nu voi trăda pe Dumnezeu și vorba lui Martin Luther, așa să-mi ajute Dumnezeu. Aceast, acesta a fost jurământul lui de credință și aceasta a fost poziția pe care a luat-o el în mijlocul celei mai cumplite încercări. Într-adevăr, în perioada de prosperitate și de înflorire a vieții lui, satana a descris relația lui cu Dumnezeu ca un fel de comerț și relația lui Dumnezeu cu el ca un fel de mituire. Păi l-ai mituit, i-ai dat, l-ai păzit, nu s-a putut apropia nimeni de, de tot ce este acolo din cauza aceasta, nu pentru tine, ci pentru cei dai tu. Iubiții mei, mai curând sau mai târziu, ancora aceasta a credinței va dovedi de unde este prinsă. Dacă este prinsă de daruri sau dacă este prinsă de dăruitor, dacă este prinsă de daruri, darurile vin și pleacă. Și până acolo încât chiar familia a venit și a plecat. Până la sănătate. Până la toate aspectele imaginabile ale vieții noastre. Acestea constituie darurile. Dacă ancora credinței trece dincolo de daruri și se prinde de dăruitor și citește în prosperitate, Bunătatea lui Dumnezeu, iar în încercare puterea lui Dumnezeu de a ne ține în credință, m-am rugat să nu se piardă credința ta, dacă Ancora este prinsă de el, oricât de cumplită ar fi furtuna, și în furtuna aceasta i-a vorbit Dumnezeu lui, oricât de cumplită ar fi furtuna, Ancora nu va ceda. În orice caz, în cartea lui Iov aduce înaintea noastră un tablou de care, mă rog lui Dumnezeu, să nu fie nevoie vreodată în viața cuiva, să nu treacă nimeni pe aici, deși sunt oameni care, care trec pe aici. Dar, în același timp, dacă în planul lui Dumnezeu este, devine necesară o astfel de încercare, ne închinăm lui și îi spunem Domnul a dat și Domnul a luat potrivit cu înțelepciunea și cu... Iată roaba Domnului, a spus Maria, împlinească-se cu mine ceea ce ai hotărât tu. Cred în înțelepciunea ta și în puterea ta. Sau uh, în fața neînțelesului, uh, a confuziei, a contradicției, a dilemei, uh, așa cum a spus Petru, Doamne, Tu toate le știi. Uh, aici, în cuvântul lui Dumnezeu, ni s-a arătat clar că a pus o barieră răului. Și găsim această expresie în Matei, capitolul 28, versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea, autoritate, înseamnă cuvântul acesta, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Niciodată n-a spus cineva așa ceva. De aceea Iisus nu ar trebui niciodată amestecat cu învățătorii morale ai lumii, cu filozofii, cu uh, formatorii de religii, nu ar trebui niciodată amestecat cu așa ceva. Cuvintele lui fie sunt adevărate, fie stinge, șterge complet imaginea aceasta din conștiință. Toată puterea a tot puternic înseamnă. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iubiții mei, cuvintele acestea ale lui Dumnezeu nu pot fi crezute pe baze psihologice sau pe baza unor cercetări, investigații, procese mentale ale noastre, ci așa cum i-a spus Mântuitorul nostru lui Petru, nu carnea și sângele, nu mintea, nu gândirea ți-au descoperit aceste lucruri, ci Duhul Tatălui meu. Acest lucru trebuie să ne rugăm noi lui Dumnezeu să ne fie descoperit nouă și să ne dea puterea să credem acest lucru. Toată puterea, a tot puternică înseamnă lucrul acesta, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea. Astfel că niciodată nu ar trebui și nu trebuie să privim o situație ca fiind urmarea neputinței lui Dumnezeu. Nu? Aș putea, a spus mântuitorul nostru, aș putea în clipa aceasta să chem 12 legiuni de îngeri. În clipa aceasta, aș putea. Lucrul acesta însă nu se întâmplă, pentru că el nu cade sub ispita sub care oamenii îl provocau, dă-te jos de pe cruce, sau cu care încerca diavolul să-l ispitească, hai să o luăm pe scurtătura aceasta. Toate acestea ți le dau ție printr-un simplu gest de închinare. El nu o va lua pe aici. Aș putea, dar nu fac lucrul acesta. S-a discutat și se discută dacă el ar fi putut păcătui sau dacă putea fi ispitit. Da. Dar aș putea, dar nu fac lucrul acesta. Am puterea să dau, am puterea să iau, dar nu numai asupra a ceea ce am rămas noi și întregul univers fără respirație, fără cuvânt. Am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau. Ci și în toate lucrurile care sunt în viața noastră. De aceea ele nu au nicio legătură cu neputința lui Dumnezeu de a face față unei situații, nu. El are putere asupra tuturor lucrurilor. O va folosi sau nu o va folosi puterea lui, într-un fel sau altul, funcție de înțelepciunea Lui Dumnezeu. Doamne, după mine aș face așa, dar mă supun, nu voia mea, nu gândirea mea, nu dorința mea, ci dorința ta. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Astfel că lucrul acesta este o mângâiere și o asigurare pentru noi că nu poate veni o situație, nu poate exista o împrejurare în afara puterii lui Dumnezeu. Știu că poți totul. Iubiți mei, aceasta a fost credința celor trei tineri. Ei credeau în tot puternicia lui Dumnezeu, fără să impună lui Dumnezeu un drum pe care cel prea înalt ar trebui să vină la ei. Și ei spun acest, dau această declarație de credință. Noi credem într-un Dumnezeu care poate face lucrul acesta. Toată puterea, absolut fără discuție. Ei, ceilalți fără Dumnezeu, spuneau dacă Dumnezeu face lucrul ăsta, înseamnă că poate și dacă nu-l face, înseamnă că nu poate. Asta era gândirea omului fără Dumnezeu. Gândirea oamenilor lui Dumnezeu este legată. Și trece dincolo de aspectul puterii lui Dumnezeu, și anume se prinde de înțelepciunea și de dragostea lui Dumnezeu. Am putere, dar în același timp înțelepciunea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și a, a tot știința lui Dumnezeu în toate lucrurile, a, toate acestea conduc mersul vieții noastre pe un anume drum. Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Iov. Ce s-a petrecut cu Iov. Nu s-a întâmplat. Nu există întâmplări ca acestea. Vine ziua în care ne vom da seama că și gândurile ne-au fost cunoscute. Aceasta a fost vorba sau cuvântul tatălui meu când i-am declarat că în urmă cu sau înainte cu șase luni de a se întâmpla cumplita lui suferință și moarte din care, și moartea care a venit, i-am spus, uite, am avut această descoperire de la Dumnezeu și pe care ți-o supun acum și el și a dat seama că această descoperire erau gândurile lui care s-a petrecut acolo în momentul acela de comuniune cu Dumnezeu. Și a răspuns uluit, a zis, vezi, cu cât timp înainte a știut Dumnezeu ce voi gândi eu astăzi. Și așa a fost. Așa era. Aceasta este o mângâiere pentru sufletul nostru în cuvintele pe care le-a spus el aici. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Având în vedere lucrul acesta, întrebăm care este aplicația în viața noastră a acestui fapt că toată puterea. Mântuitorul meu are toată puterea. Uite care este aplicația acestui cuvânt. Ce înseamnă el pentru mine? Luca 10 cu 19. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și... <coughs> Scuzați-mă. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpioni și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Ce înseamnă cuvintele? Se verifică în practică așa ceva? Este o făgăduință dată de Dumnezeu. Este o făgăduință semnată cu numele lui Dumnezeu și semnată cu jertfa Mântuitorului nostru. El a semnat cu sânge cuvântul lui. Și când aici nu ne este spus, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului, nimic nu vă va putea vătăma, trebuie să înțelegem adâncimea acestui cuvânt grozav. Pentru că Domnul a spus, toată puterea mi-a fost dată mie, în cer și pe pământ. Noi nu ne-a spus că v-am dat toată puterea aceasta în cer și pe pământ. Nu, nu suntem noi mântuitorul lumii sau Domnul Hristos. Nu. Dar voi din această toată putere, voi v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpioni, peste toată puterea vrăjmașului. Există aici, în America, ceva secte culte care participă la slujbă. Le găsiți pe internet de altfel. Participă la slujbă și iau mână vipere, cele mai cumplite vipere, copperhead și alte feluri de vipere care sunt aici, absolut mortale. Le iau mână și mulți dintre ei au murit, au plătit cu viața, pentru că ei au luat acest cuvânt literal. Și pe baza ecoului din Evanghelie în care spune vor lua mână șerpi. Lucrul acesta nu se referă la a te juca cu șarpele în timpul slujbei în care este prezentă și a muri mușcat de șarpe și unii dintre ei refuzând spitalul, refuzând spitalul, au plătit cu viața. Nu se referă la acest lucru, ci se referă la ceea ce Pavel a spus, mă tem ca nu cumva șarpele care a ispitit pe Eva să vă ispitească și pe voi și să vă depărtați de la simplitatea credinței în Hristos Isus, de la naturalețea, transparența ei. Să vă complicați în tot felul de înțelegere de un fel sau altul și să pierdeți din vedere această bunătate și putere asociate împreună, pe care le manifestă Dumnezeu asupra voastră. V-am dat putere să călcați peste șerpi. Ea înseamnă a nu cumpăra mărfurile vândute de șarpe. El a oferit, a făcut o ofertă. Și dacă ați observat, oferta pe care a făcut-o el acolo a fost evoluția. Vei evolua în a fi Dumnezeu. Și probabil că n-am fi putut să avem confirmarea acestui lucru dacă nu ar fi apărut de curând scris tot de domnul Hariri, care a scris Homo sapiens, a scris volumul acesta, Homodeus, omul se îndreaptă spre acolo. Le-a fost propusă evoluția. Veți fi ca Dumnezeu. Lucrul acesta a pierdut din vedere faptul că. Un om care a primit viața de la Dumnezeu prin creație nu poate fi totunat cu creatorul vieții. Dar vom discuta poate altă dată. A făcut să întrerupă gândirea noastră la un anumit segment al adevărului și realității. Dacă ne întreabă cineva din ce provine un stejar, repede răspundem dintr-o ghindă. So, cum a, mi s-a spus, că dintr-o ghindă nu este un stejar, ci o infinitate de păduri. Dar nu vine dintr-o ghindă, no. vine dintr-un alt stejar. E un stejar care a lăsat ghinda aceea. Cum se naște un om? Oh, sunt două celule care se asociază și din ele se dezvoltă embrionul, stagii care, uite, așa, un fel de evoluție. Dar se pierde din vedere că aceste două celule nu sunt începutul. Începutul sunt două ființe mature care produc lucrul acesta. La fel s-a întâmplat aici scurcircuitarea aceasta a gândirii. A, veți fi ca Dumnezeu. Și cei care au crezut șarpele au făcut din propria lor viață sau din mintea lor, au făcut un Dumnezeu la care se închină ei ei se închină la gândirea lor și, dincolo de aceasta, au pretenția ca și alți oameni închină te mie, a spus diavolul, ca și alți oameni să ajungă să vadă lucrurile la fel. Ferice de omul acela care nu va cumpăra marfa aceasta, care nici măcar nu va sta de vorbă cu ea vreodată, nu va face parte din viața lui, ferice de omul acela pentru care marfa aceasta va fi moartă și el mort față de marfa aceasta. Datorită faptului că, așa cum spune Scriptura, suntem chemați să ne ațintim privirile nu la euul nostru, ci să ne ațintim privirile la marele preot al mărturisirii noastre. El este acela care ne-a chemat la credința în Dumnezeu. Aceasta condiționează împlinirea cuvintelor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În timp ce toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, lucrul acesta, așa cum am avea o siguranță sau un întrerupător pe un circuit, poate fi uh, deschis sau închis față de sufletul nostru în funcție de credința noastră. Cel care a primit toată puterea în cer și pe pământ a mers în Nazaret și spune Scriptura, n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. În alt loc din Scriptură spune, se mira de necredința lor. Pe ucenicii i-a întrebat, tot nu credeți. Ce trebuie să mai facă Dumnezeu ca să ajungi să crezi? Ce trebuie să se mai întâmple? Ce fel de minune? Bernard Russell spune, dacă te întâlnești totuși cu Dumnezeu în care refuz să crezi, dacă te întâlnești cu El și te întreabă de ce n-ai crezut, el a zis, am să-i spun că nu mi-a dat suficiente dovezi. Nu ți-a dat suficiente dovezi? Da? Păi, care ar fi, cât ar fi suficiente acele dovezi? Care sunt acele dovezi suficiente? După ce măsori? cu ce măsori când este suficient sau când nu este suficient? Vreau să, să vorbim altceva. Domnul Hristos nu te va întreba dacă ți-au fost date suficiente dovezi. Pentru un diavol, spre exemplu, nu poate fi niciodată suficient. Și nici pentru un om care se lasă stăpânit de un astfel de duh. Dar întrebarea va fi alta. Ce ai făcut cu dovezile care ți s-au dat? Zici că au fost puține, într-adevăr, au fost slabe și așa mai departe. Ție îți trebuiau niște dovezi care să, să fie uh, 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 de o anume factură. Aceasta au vorbit uh, exponenții noului ateism. În, începând, de, de acum 20 și ceva de ani. Până în ziua de astăzi când se pare că, așa cum a spus lui, să asistăm la funeraliile acestei încercări de a întuneca chipul lui Dumnezeu. Domnul nu te va întreba dacă ți-au fost date suficiente dovezi. Ci te va întreba ce ai făcut cu cele care ți-au fost date. Păi mie mi-ai dat uh, numai un talent. Ce era să fac? Ăsta a avut cinci, altă, altă viață. Nu, nicio problemă, lasă-l pe omul ăsta cu cinci. Uh, ce ai făcut tu cu acesta care ți-a fost dat? Ca să știu ce ai fi făcut dacă îți dădeam cinci talanți. Ce ai făcut tu cu dovezile pe care Dumnezeu ți a dat? Ce ai făcut tu cu puterea pe care Dumnezeu ți V-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului. V-am dat această putere. Doamne, aș fi făcut, dar n-am putut. Am limite și adesea este folosită expresia, e și el om, ce să faci? Așa este, e și el om, dar întrebarea nu este dacă e și el om, ci este un om care umblă cu Dumnezeu sau este un om care umblă singur? Aceasta este marea întrebare care se ridică. Iisus ne-a spus, ne a spus nou, zice, n-a putut să facă multe minuni acolo din cauza că l-a împiedicat credința lor. Și lucrul acesta a marcat nu numai viața oamenilor fără Dumnezeu, poate chiar mai puțin acolo, ci a oamenilor lui Dumnezeu. A venit un moment în care s-a întunecat cerul și ochii și a venit ceața aceasta. Însă, în același timp, s-au ridicat oameni care au arătat că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și adevărat. Au fost situații în care oamenii, văzând ce s-a întâmplat, au recunoscut pe Dumnezeu și s-au închinat Lui. În Marcul la capitolul 5, 34, Mântuitorul spune acestei femei care este bolnavă de atâția ani și care a cheltuit, a pierdut toată averea, așa cum spune și despre Iov, ea nu ea n a pierdut printr-o tragedie sau nenorocire, dar a cheltuit absolut tot ce a avut și s-a înrăutățit tot mai mult situația ei. Dar acum, vine și se atinge de Mântuitorul care declară, am simțit o putere care a ieșit din mine și a ajuns undeva. Tremurând, femeia aceasta a venit și a mărturisit, eu sunt cea care m-am atins de tine. În timp ce multă lume îl îmbrâncea, toată lumea s atingea de el, dar este una atingerea credinței și alta îmbrânceala, e, e drum lung. Iisus vorbește cu această ființă și îi spune, Fică, deci aparține familiei, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Acest lucru s-a spus atât centurionului roman, care a crezut în puterea lui Dumnezeu, dar nu în puterea prezenței sau persoanei, cum a zis Naaman, zice, eu cred, lucrul ăsta, dar dacă dacă aș vedea ceva proceduri, să zicem, am crezut că vine el, Elisei era, vreo, vine afară, se pleacă în fața mea și uh, pune mâna pe rană, cheamă numele Dumnezeului lui și hop, gata, s-a întâmplat uh, minunea. Uh, 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 ofițerul roman spune, nu, nu e nevoie de așa ceva aici unde ești zi un singur cuvânt și după cum eu am putere asupra companiei de soldați unde sunt comandant tu ai puterea aceasta asupra cerului și a pământului ca printr-un singur cuvânt pe care l-ai spus tu zici și se face tu ești acel creator și Mântuitorul a zis cuvântul acesta, așa s-a făcut, după care a declarat despre omul acesta, ofițerul acesta, în Israel nu am găsit o așa credință. Pentru că nu era vorba de credința într-un unul care face minuni și era vorba de credința în puterea creatoare a cuvântului pe care el îl rostea. De aceea i-a spus zi un singur cuvânt și robul meu va fi tămăduit acasă. Nu știau de wireless, nu știau de lucruri de felul acesta, dar știa că puterea lui Dumnezeu este de așa natură. V-am dat această putere, spune Domnul Isus Hristos. S-a mirat de lucrul acesta că a văzut în omul acesta o credință pe care n-a întâlnit-o în Israel. Și când spune cuvintele acestea, nu se referă doar la cei prezenți acolo, ci se referă la istorie. Au, sunt limite în credință și, într-adevăr, Dumnezeu nu pune peste nimeni o greutate mai mare decât poate să poarte un om. Nu, El știe lucrul acesta. El știe din ce suntem făcuți, El știe limitele noastre. Toate sunt descoperite ca o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu. Dar în omul acesta s-a sădit acel fel de credință care era un eco al cuvintelor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Omul ăsta credea că pe pământ Isus are putere totală asupra tuturor lucrurilor, așa cum a spus. Zi un singur cuvânt și se va executa imediat. Când a auzit aceste vorbe, în Matei 8 cu 10, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și nu numai că s-a manifestat credința aceasta, ci în împrejurări grele credința a fost încercată greu. Încercarea credinței, vorbește Petru de ea, încercarea credinței, care este mai deprez decât aurul, care măcar că pierii este rafinat și așa este credința noastră rafinată. A venit această femeie sirofeniciană, care avea fica stăpânită de un duh rău, și înainte ca Mântuitorul să răspundă credinței ei, i-a rafinat credința. Ea a, a trecut-o prin încercarea credinței. Pâinea nu este pentru căței care sunt la masă, aceasta era expresia dumnealor și este până în ziua de astăzi, ci este pentru copii, pentru noi și ai noștri și ceilalți sub masă. Aceasta era încercarea credinței ei. Am auzit o felul de explicații, fel și fel, că era atitudinea culturală a unora, a altora. Iubiții mei, așezați-vă în locul acestei femei, a cărei credință este încercată până la extrem, trecută prin focul acesta, nu pentru a o distruge, ci pentru a o rafina, a o face curată și deplină. Femeia aceasta care trece prin încercare nu se clatine nicio clipă în încrederea ei în acela care are puterea să poruncească acolo toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Suferă, doare, este greu încercată, dar dorința ei de a vedea pe fica ei sănătoasă și eliberată este mult mai mare decât orice jignire, orice suferință, orice situație de felul acesta. Bine, bine, dar nu vezi că tocmai El este Cel care face lucrul acesta. Așa este, spune Iov, El este care... Și eu cred, așa a zis Iov, după aceea s-a schimbat. Dar zice, dacă nu el cine altcineva, zice, cred lucrul acesta, dar, cum spune Biblia, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut în Dumnezeu. Împotriva a, oricărui fel de jignire, de dispreț sau de apăsare, credința ei nu numai că nu se clatină, ci se ridică la înălțimea încercării credinței ei. Și atunci dă acest răspuns, către Mântuitorul nostru și vă asigur că dacă ar fi fost să califice izvorul răspunsul acesta, ar fi spus exact cum i-a spus lui Petru, nu carnea și sângele ți-a descoperit așa ceva, ce asta vine de la Duhul lui Dumnezeu. Da, Doamne, îi răspunde ea, fără să... O, oh, mama, ce, jignire, vai, ce dispreț! Acestea sunt firești, pământești sau chiar drăcești la un moment dat. Aici sunt în joc alte valori. Femeia aceasta vrea să vadă pe fica ei liberată, nu se vrea ea așezată, nu știu ce, în ce împrejurare, da, răspunde ea, dar și căței de sub masă, dacă, dacă asta suntem și în situația asta ne găsim noi, nicio problemă, nu-i nimic neadevărat. Prin păcat noi nu am devenit căței, am devenit diavoli, ci este mult mai, mult mai grav și căței de sub masă mănâncă farameturile copiilor versetul 29 din Marcu 7, Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fiecare ta. Totdeauna credința va fi răsplătită și binecuvântată de Dumnezeu. Și indiferent cât de greu ar fi ea încercată, să nu uităm nicio clipă pe acela care a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Lucru care este adevărat, în ciuda neputinței mele de a cuprinde ce înseamnă așa ceva. Și doi, pe acela care a spus și ție ți-am dat puterea aceasta ca în lumea ta, în limitele tale, să calci peste șerpi, peste scorpioni, peste eu.